Și domnilor, bună seara, Diaspora Media, bună seara, Diana Rotaru, bună seara celor care sunt alături de noi. Pentru un început de săptămână, care eu sincer nu l-am așteptat atât de repede, am vrut un sâmbătă și duminică cumva mai lung, cumva mai dublu, cumva mai clonat, ca să avem parte de prezență mai mare cu familia, cu toți cei dragi sau, de ce nu, chiar cu Sfântul Apartament care ne așteaptă în fiecare seară, din păcate pentru noi, după 10. Ce, mă bucur că ai început emisiunea asta cu melodia preferată mie și cu, să spun, sunt fană Sofia Rotaru. Sincer, de mică fredonam melodiile ei împreună cu mama mea acasă, scriam toate versurile pe hârtie și după aia le repetam. Mi-a fost un mentor Sofia Rotaru de la distanță, virtual evident, pentru că personal n-am avut ocazia să o cunosc, dar niciodată să nu spun niciodată că poate vom avea ocazia să ne cunoaștem. Sofia Rotaru, sunt sigur că are din răbdare să vină la noi la Diaspora, să facă provocări, să facă farse. Eu sunt sigur că ea își dorește, se uită de fiecare dată înainte de culcare, poate va fi sunată de Diaspora. Ce faceți? Cum vă simțiți? Sunteți bine? Azi e luni. Vă știți ce e luni, a? Ca de obicei, luni. E muzica aia, e muzica aia pe care voi ați ales-o, e pe care voi o iubiți, pe care voi o tralala. Nu înainte de a descoperi aici niște cutii magice fermecate. Despre ce este vorba, ne spune Diana. Sigur că da, partenerul nostru este Dermocosmetica, lider în dermatologie estetică. Avem 3 tipuri de gel pe bază de aloe vera. Avem gelul galben, gelul verde și gelul gri, foarte bune pentru hidratarea pielii, delicat cu vitamina E, și gel care conține argan. Sunt necesare, mai ales în sezonul ăsta, primăvara. Acest program conține plasare de produs. Alegeți produsul care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră, iar mai multe detalii găsiți pe dermocosmetica.md. Săptămâna trecută voi l-ați vrut, voi l-ați votat și a câștigat cu 40 de voturi în plus. Cred că au intrat ăia 40 de la dânsul din sat și au zis: Nicule, noi te vrem în această seară, doamnelor și domnilor, cu muzica aia întâmpinăm Nicu Popa. Let's go! Come on! Come on! Bine ați venit! Hey, a adus și un PlayStation, Nicu. Mamă, fiecare cu cap. Stai să-l filmeze pe ea întâi. Ia uite, mă. Mamă, voi, serios? Bă, am o întrebare. Ăsta tot o să-mi pupe mâna sau... Depinde, salut, eu salut. Sunt salut. Doamnă. Salut. Ce faci? Mă, serios? Serios? Mă, cât de frumos toată asta. Are și cum, vino aici, cine cântă? Păi veniți aici, veniți lângă mine, da. Mă, dar unde e Adrian? Unde e Adriana nostru? Adriane? Mai e cu noi Adriana, nu e cu Adrian? Păi închide ușa că suntem. Bună seara, mă! Bună seara, mă, băieți, ce faceți? Bună seara, binișor. Cum la voi? Bine, bă, cam obosiți puțin. De ce așa gâfâi? Ai ridicat 6 etaje. 6? Ai ajuns tu peste... Spune, de câte ore ai ridicat 6 etaje? După ce s-o jăluie toată țara, ai ajuns și tu să spui. Tu trebuie să știi. Nicu Popa, voi sunteți gemeni, amândoi Nicu sau cum nu, iese? Nu, mie îmi spune Nicu. Cine e cu noi? El este cu mătru meu și prietenul meu, Ion Ghindă. Ion Ghindă. Ionuț. Eu am înțeles, am auzit de Ionuț, că Ionuț... A trecut mâinile lui prin mai mulți băieți care au fost la noi la Diaspora. Da, de amai ce pot să-mi spună dumneavoastră. Ionuț, ia spune, am înțeles eu că ai fost mentor, ai fost profesor pentru unii. Cum profesor? Mai aproape. Mai aproape. Așa s-a întâmplat, băieți să treacă pe mâinile mele. Au trecut băieți prin mâinile tale. Da. Când spune asta un bărbat, eu nu știu cum sună altfel. La noi la Costești, dacă... Dar nu luați în sensul ăla. Nu în sensul ăla. La mine în sat, eu spun cuiva din sat că au trecut niște băieți pe mâinile mele, eu nu mai ies de acolo. Băieții, eu sper să fie bine astăzi, da? Da. Prima dedicație din partea voastră pentru cine va fi? Pentru toată lumea. Pentru toată diaspora. Hai, pentru luați. Pentru toată lumea. Luați microfoanele, după care ne băgăm și la 3 minute cu diaspora și ne băgăm să votăm astăzi pe cine aducem lunea viitoare. Astăzi e cu muzica aia, Nicu Popa. Eu personal îl cunosc puțin, doar din Facebook, am văzut ceva creații de-a lui. Am fost obligat să mă uit la YouTube, la YouTube-ul lui. Nu e rău, are muzică bună, are muzică de aia. Cum s-ar zice, voi l-ați votat, voi l-ați adus, noi cu plăcere am zis da, nu uitați să distribuiți, să faceți ce ieri la live-ul ăsta.
pentru că e al vostru, Nicu. Niculețu, undeva pe acolo să cânti, ok? Uite, a, vrei să fii lângă el? Vrei să fii lângă el? Hai, du-te lângă el, du-te, nu știu. A, hai, du-te, du-te acolo, dar să intri în cameră. Hai, băieții, let's go! Hai să înceapă seara! Sunt curios ce muzică începe. Bună seara, Diaspora! Pentru toată diaspora, trească la Oțean, pentru toată lumea! Hai că începem cu dreptul! Nicușor Fitare de la Margareta! Papaie verde de bujor, măi mândra mea, măi, după tine mândru mor, au mândra mea. Și mă rog, mândru de tine, mândra, au mândra mea, că nu mă iubești pe mine, mândra mea. Mândru de dragostea ta, măi, s-a mână mine inima. La tine când mă gândesc, inima mi-o chinuiesc. Haide! Vera, Vera, bună seara, Doamne ajută băieții de la Valiera Căciun! Meneța Andrei, salut! Adrian Fetescu, bună seara! Oxana Crăciun, succes! Băi, mândra mea cu căciuliță, mândra mea, măi, vino seara la portiță, mândra mea. Băi, vino seara la portiță, mândra mea, măi, să-mi dai mie o guriță, mândra mea. Hai, mai bine împreună, hai să facem o fântână, să și soacră mea în live. Bună seara, Valeria Țurcanu, mamă, soacră, te pup, te iubesc, mamă. Tu la mama e mea de soacră, miau. Mamă. Hai verde de bujor, măi, mândra mea, măi, după tine mândru mor, au mândra mea. După tine mândru mor, au mândra mea, că nu mă iubești cu dor, măi, mândra mea. Măi, mândru de dragostea ta, măi, s-a cu mătrului, cu mătrul Nicu de la Octavian din Italia. Daniel Ciunciuc, Samson Boaghi, bună seara. Da, toată vara treci la apă, mândra mea, măi, de dorul meu ca să-mi treacă, mândra mea. Toată vara auzi grădina, mândra, mândra mea, numai nu poți să te vină, mândra mea. Să uzi floarea de bujor și să ne iubim cu dor. Și să ne iubim cu dor, măi, dar în ciuda dușmanilor. Așa, așa. Silvia Mihalache, bună seara. Salut, Nicu Popa de la Ion's Clinic. Nicolae Ciobanu, salutări din Chicago, Germania, Sasha. Trandafir și o lămâiță, trandafir și o lămâiță, bine să ai două mândruțe. Păi trandafir și o lămâiță, trandafir și o lămâiță, bine să ai două mândruțe. Băi, când e una suferată, măi, te mai sărute cealaltă. Băi, când e una suferată, vai, dar lume, te mai sărute cealaltă. Așa! Și iar verde floarea leasă, și iar verde floarea leasă, am îndezi în iarna acasă. Iar verde floarea leasă, și iar verde floarea leasă, am întârzi în iată acasă. Dar și neveste i-am spus ei, măi, că am fost la fratele mei. Dar și neveste i-am spus eu, au dă lume că am fost la fratele meu. Bine, așa! Se știe, salut din Belgia, de la Artur. Salutări la dansatoare Adrian, Londra, Ana David, Roman Popescu, bună seara, Israel, Gâlcă Ion. Din Canada, Ruslana, Matenco. Pentru cu mătru Valera din Franța. Dar și iar verde vioream, și iar verde vioream, dragă mie, vasta mea. Și iar verde vioream, măi, și iar verde vioream, măi, dragă mie, vasta mea. Măi, dragă mie, dragășa mea, dacă plouă și vremea-i rea. Măi, dragă mie, dragășa mea, au dat lume că plouă și vremea-i rea. Măi, dragă mie, dragășa mea, dacă plouă și vremea-i rea. Măi, dragă mie, dragășa mea, au dat lume că plouă
Hai, vină mă la tata, care mi-a mers frumos. Vină mă la tata, tu aici că ai examene mari. Aurica, pregătește-te din start să scriem cele trei nume, pentru că... Ok, hai să luăm apelul ăsta, după care o să decidem și cine vine luni. Alo, bună seara! Alo! Așa, așa, am știut că avem probleme cu... Avem probleme cu conexiunea? Bun, hai că rezolve problema. Microfonul 3... Nicușoare? Da. De ce te-a votat lumea săptămâna trecută atât de multă? Dacă sincer... Frumos, hai, dă-i un răspuns, că n-am înțeles. Fiecare a votat... nu știu, eu cred că le-a plăcut cum cântăm. Oprește-mă telefonul, când stai te oprește telefonul, lasă. Deci a vrut să ne vadă aici în platou la dumneavoastră. Așa. Perfect, e un răspuns pe care îl așteptam. Mă, înainte ca lumea să dea întrebări la tine, vreau repede să dăm candidații pentru luni, pentru că vreau astăzi să dau șansă până la ora 9 să votăm, pentru că sunt câteva telefoane care primesc căsuța aia de vot mult mai târziu decât ceilalți, da? Tocmai de asta. Deci, voi propuneți și noi propunem și noi pe cineva, da? Pe cine propui ca luni să vină? Eu cred că ar fi corect așa. Dacă eu am fost săptămâna trecută ales cu formația Butoiaș. Așa. Eu propun tot pe formația Butoiaș. Da. Și pe Ghenadie Gâscă. Ghenadie Gâscă, da. Al doilea al propun. Al doilea. Cine este Ghenadie Gâscă? Este un interpret din Republica Moldova. Așa. E tot... Și un prieten de-al meu, să fiu așa sincer. Am înțeles. Și e tot Butoiaș, tot așa. Voi vă promovați prietenii unul la altul, foarte da? Foarte bine, bravo, bravo, că vă susțineți reciproc. Voi propuneți aceste două variante, deci scrim Butoiaș și al doilea Ghenadie Gâscă și noi, cei de la Diaspora, propunem încă bonus pe cineva să voteze lumea Doi Frați. Noi propunem formația Doi Frați. Deci astăzi lumea în exclusivitate o să aibă să aleagă trei nume, da? Din trei e să aleagă unul și câștigătorul aflăm undeva aproape de nou, da? Bine. Hai repede să aflăm în cazul în care vă interesează ceva de Nicușor. Acum dați-i întrebări, Nicușor e foarte fierbinte, uitați-vă la el. Apropo, de unde vii, din ce sat? Eu sunt din comuna Băcioi. Din comuna Băcioi, da. Da, ești foarte simpatic, să știi. Mulțumesc. Blond cu ochi albaștri și vă completați așa bine și un brunet cu ochi negri. Unde v-ați găsit? Unul la Băcioi și altul la Ghetlova. Dar ne-am întâlnit la Chișinău. Ce tare, uite, vezi ce mică e Moldova. Prima dată ne-am întâlnit la o nuntă în Călăraș prin anii 2007, cântând cu Nicu Crețu. De atunci a fost prima întâlnirea voastră, da? Da, prima și de acolo s-a luat toată prietenia. Foarte frumos, prietenici cu familiile? Sau doar voi doi? Familie. Hai întrebări. Nicu, cunoști formația prietenie? Te întreabă cineva. Da, e o încăpățână din Rosești noi. Așa. Tatiana Berdaga. Derdaga. Ok. Te întreabă cineva dacă ai iubită. Ești căsătorit? Da, sunt căsătorit, am o soție, am un copilaj de 3 ani și jumate. Așa. Îi salut și spun că îi iubesc foarte mult. Uh-huh. Uite, Mariana Tolvanen te întreabă la ce instrument cânți. Pe tine deja te-am văzut, cânți la clape. Tu? Nu cânt la niciun instrument. Vai. Părinții mă dau de 3 ori la școală muzicală, dar fiind cu minte de mic. De ce de 3 ori, mă? Ce, ai fugit de 3 ori la școală? Sau de ce te-au dat de 3 ori? Nu, eu de 3 ori prima dată părinții mi-au dat la Alexei Stârcea prin anii 2002. Așa. Dar fiind mic și nezbătios, nu prea vreau să învăț. Spărgeai geamurile, rupeai ușile, trageai fetele de păr. Deci nu mi s-a primit. De 3 ori și niciodată nu s-a primit. Cred că e dat la Dumnezeu să cânt așa. Așa e, dacă zici tu. Hai să vedem. Hai să luăm una ta. Alo. Alo, bună seara. Bună seara, de unde? Vă sunt din Franța, din orașul Lyon. Da, Lyon. Cunoaștem. Vreau să vă spun că sunteți un post de radio de best. Faceți un lucru bun și faceți tot așa mai departe, că o faceți bine. Mulțumim. Și aș vrea să mă salut moldovenii din diaspora, deci, din comunitatea moldovenească, deci, de Lyon, familia, prieteni, apropiații. Așa. Să le dau un... Da, vă ascultăm. Ne auzi? A plecat, hai că ne mai suni odată. Am înțeles mesajul tău, foarte frumos. Ionuț, zi și tu, numai la clape cânti sau mai știi și alte instrumente? Și la acordeon, dar mai puțin. Mai aproape de microfon, te rog. La clape. Îți place clape. Să dai din degete, da?
Bravo. Uite, lumea încă nu a apărut căsuța. Cât de curând o să apară căsuța? Este, da? O apărut? Apare acum? Atenție, hai că... uite, acum apare căsuța. Deci voi votați din astea trei. Cine doriți să vină săptămâna viitoare? Formația Butoiaș, avem Ghenadie Gâscă, sau formația Doi Frați? Aveți posibilitatea să votați până la orele 9. Eu am votat. Dați exemplu. Eu nu votez, că n-am voi. Uite ce întrebare interesantă de la Bâtcă Ecaterina. Cea mai lungă nuntă la care ați cântat? Pentru mine? Pentru voi. 3 zile. 3 zile și 3 nopți. Unde? La sud. La sudul Moldovei, acolo se fac nunțile de lungă durată. Asta nu cu mine, cu mătru, că el e medie de mult când. Voi și cu mătre sunteți? Da. Dar tu cea mai lungă nuntă? Pentru mine a fost la Rusești, noi. La Rusești. Era raionul Iloveni. Da, știu unde. Știm unde. Și la Scurțeni, raionul Tilenești. A fost lungă pentru că era cu... Și în raionul Căușeni. Pentru că era cu tot cu mătrie, de ce nunțile? Cât a durat nunțile? Nu, acolo dimineața pleacă... Duc animalele la rând și se întorc înapoi la nuntă. Adică femeile își duc bărbații, Doamne, acasă, da? Și revin. Hai să cântăm, după care mai avem întrebări la voi, da? Bine. Una, vă rog, când veniți aici, nu mai stați cu nasul în telefon, că arată, știi cum, arată nasul. Tu mai stai aici că ai un telefon. Alo, bună seara. Bună seara. Mă numesc Natalia. Da, Natalia. Vă telefonăm din Cipru. Da, și... unde e cald și bine. Da, e cald și bine, mare și soare, de cam noi chiar așa. Vreau să transmit o salutare la toți cei care mă cunosc, în special pe Ion Ghindă, care cu mătru fratele meu, lui prietenul Nicu Popa, tot al fratele meu. I-am cunosc și eu personal de la ziul tăticul meu. Salutam. Sunt sora lui Efim. Sunt țara lui Efim, dacă mă cunosc, îi salut foarte, foarte mult. Da, din Chișcărin. Și sunt foarte... Da, fratele, da. Sunt foarte maladeți băieții și pot să vă mai spun. Asta, îl doresc o seară foarte frumoasă alături de cei dragi. În curând, cred că și-o îmbătez la o cumătrie, la o insinuă, așa să fie. Ce drăguț! Mulțumesc, și o seară plăcută la toți, de la Moldova și mi-e foarte, foarte dor de Moldova noastră frumoasă. Vă așteptăm cu drag acasă, doamnă! Vă mulțumim mult, dar de 2-3 ani cum treci, cred că boala asta atunci... Eu tot am avut o posibilitate cu zilele astea să mă plimb cu familia pe la Valea Trandafirilor și m-am întâlnit cu o pereche la care le-am prezentat nunta vreo 6 ani în urmă. Și erau cu un copil mic, știi, și mă întâlnesc, domnul Anatol mă cunoaște, zic, de la nuntă ne-ați prezentat nunta, știi, și eu zic, păi da, scuză că nu vă cunosc, dar mă bucur, știi. Și ea mi-arată copilul și zic, uite, datorită dumneavoastră avem un copil, știi, că e vorba aia, că eu atunci la nuntă ea era însărcinată și eu le-am zis că, băi, dacă ești însărcinată, înseamnă că e și copilul meu. Și mi-a arătat copilul. Cui dedici piesa asta? Cuiva aia în mic? Pentru că mai toți care vin aici spun pentru cineva ceva. Deci următoarea melodie este o piesă care mi-a aparține mie. Este scrisă text și muzică de Viorel Mahu. Așa. Aranjament din Litun. Așa, când ai spus mi-a aparține mie, de parcă mi-ai spăriet acum, nu știu cum. Ai compus-o tu noaptea, nu dormeai sau ce făceai când ai compus-o? Cum se numește piesa? Să prinde rugul. Să prinde rugul. Deci erai gata, tu erai cu bețele în mână. E dedicată tuturor anvelopelor care au ars de Paște, da? Corect. Hai să vedem. Să fie. Să prinde rugul. Nicu Popa. Nu uitați să votați acolo, da? Ce scrie aici? Pentru cine să fie? La Giurgiulești, Igor, zice... Ieși, intră înapoi, nu apare căsuța. Nu a lucrat în poliție, Anatol le întreabă. Hai, Nicule! Bună seara, diaspora, come on! Hai pentru toată diaspora! S-a prins se aducem carne la grătare și din butoi un vin de poamărare să ne petrecem toți în astă seară. Să prinde rugul, arde mare, mare. Hai să aducem carne la grătare și din butoi un vin de poamărare să ne petrecem toți în astă seară. Hai ca
hai, hai, lăutare, hai. Zi din strune, zi ce mai stai. Scoate focul din vioara ta, să răsune muzica. Hai, 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 lăutare, hai. Zi din strune, zi ce mai stai. Scoate focul din vioara ta, să răsune muzica. S-aprinde rugul, arde și trosnește. Hai să petrecem azi, toți boierește. La mese pline să ciocnim pahare, să facem cheu de mare sărbătoare. S-aprinde rugul, arde și trosnește. Hai să petrecem azi, toți boierește. La mese pline să ciocnim pahare, să facem cheu de mare sărbătoare. Hai, 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 lăutare, hai. Zi din strune, zi ce mai stai. Scoate focul din vioara ta, să răsune muzica. Hai, 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 lăutare, hai. Zi din strune, zi ce mai stai. Scoate focul din vioara ta, să răsune muzica. Am înțeles. Am înțeles, Mănicule. Am înțeles. Asta e piesa ta, da? Păi asta e piesa bună, Mănicule, mă. Nu te pui cu, nu te pui cu ea. Alo. Bună seara. Și din nou bună seara. Da, salut, Franța. Bună seara. Din Lyon vă spun Adrian. Și deci, cum vreau să spun, vreau să-mi salut moldovenii de aici, din Lyon, de diaspora din Lyon. Vreau să salut moldovenii cei de acasă. Aha. Foarte frumos. Să le urez o seară bună, un început de săptămână frumos. Uh-huh. Și totodată cu această felicitare, dacă e posibil, să fac și un mic anunț. Ce anunț? Ești însărcinat? Nu, absolut deloc. Publicitate sau ce? Hai zi. Nu, sau vrei publicitate. Să fii sponsorul suntem în căutare de vreo 3 băieți în construcții. Unde? Care la Lyon, în Franța, Lyon. Aha. Care cunosc regipsul, sau cum se mai spune la noi, gipsocartonul. Aha. Deci dacă e posibil, care e interesat, cei de acasă, cei de psihotare, care e interesat. Aha. Cumva să... Aha. Da, cum te găsesc în cazul în care, uite... Mă găsesc pe profil pe Facebook, Gâlca Adrian. Gâlca Adrian, așa, Zodia... Lyon, Franța, Lyon. Franța Lyon. Zodia Fecioară, dimineața până seara. Gâlca Adrian. Așa, Gâlca Adrian, ai nevoie de 3 constructori la în Lyon. Gipsocarton. La gipsocarton, da? Da, la Lyon. Bun, frumos să te nici cu popa, dacă vrei. Nu vrei la... Nu, mulțumesc. Uh-huh. Așa, ai vrut să mai spui ceva? Și, nu știu, bravo băieților care cântă invitația voastră, că fac o muzică tot de veselie. Așa, mulțumesc. Și un salut și lor, și o seară bună și lor le doresc. Și mersi mult pentru tot. Da, mersi ție. O seară plăcută. Anatol, dacă tot a fost vorba mersi. De... Da, mulțumim, la revedere. Dacă tot a venit vorba de ajutor, uite că avem și noi la Diaspora ajutor pe patreon.com. Așa. De oameni cu inimă mare, de oameni generoși, oameni care ar putea dona de la un euro și mai mult, astfel încât să putem să rezistăm. Iar la dispoziție mai aveți și contul nostru, bancar, afișat chiar pe Diaspora Media, pagina noastră de Facebook. Suntem deschiși pentru colaborări. Grișa, gipsa carton la Lyon, zice Mariana. Foarte bine rimează. Alisa întreabă dacă femeii primiți la, uite, asta nu știam. Sunt femei care lucrează la gipsocarton? Dar sunt multe femei în construcție, nu? Așa știam. Nu știu. Alo?
Salut, Anatol, și bună seara. Dumneavoastră, de ce lucrători aveți nevoie? Bună seara. Nu mai am nevoie, l-am auzit pisa din Franța, te-am sunat pe WhatsApp-ul din Germania, am ajuns la Moldova, tot nu pot. Ia uite. Dar veniți la noi la etaj 6. Ești la noi. Păi n-am, cum? Dar de ce? Mai am, sunt la o zi din naștere, drept la vecină. La vecină. O femeie în vârstă. Așa. Am înțeles, să vă trăiască vârstă. La mulți ani. Ți-am trimis un mesaj pe WhatsApp și pe Facebook. Mm-hmm. Nu știu, nu ajunge. Am încercat să vă sun. Păi ce, nu, ce nu-l trimiți aici pe WhatsApp la noi? Este un număr 06980. Da, uite-l, 069050565. Da. Uite pe ăla. Păi da, numai te rog 5 minute. Vreau să iau boxa ca să pun muzica tare. Și dacă să mă duc alături, că am venit după box. Așa, cum o cheamă pe vecină? A, să-i cântăm. Păi, Maria. Maria, Maria. E vecina care dacă iartă tot, da? Cred că da. Cred că sunteți de o teapă. Da, și eu. Doar eu și ea mai iertăm pe cineva. Nicio problemă. Bun, pentru vecina Maria, atunci am să aștept mesajul tău și o să-l citim împreună. Bun? Eu l-am scris... pe WhatsApp, la tine este și tu pe vrei să Facebook. Pregătești boxa ca să se audă acum ca să fie în direct, da. Bun, hai. Maximum 5 minute. Bine, hai în 5 minute. Okay. În 5 minute. Okay. Nicule, eu îmi citesc dedicația. Tu ce stilul mă știi să cânti? Eu am auzit una de la tine, am auzit una care a început de alea, care știi tu, și mai știi ce? Tu, uite, răp manele, știi? Răp manele, nu. Nu, dar aparte, manele, mă. Știu. Manele știe, da. Ionuț. Știi manele, mă? Știu, știu. Și Ionuț cântă manele. Ionuț, da. Ce manele știți, mă? Hai să cântăm Aș da zile de la mine, vrei? Hai. Ce manele știți, mă? Asta. Dar o cânt cu voi eu. Aș da zile de la mine, nu, mă, că au fost... Nu, două, nu, asta o cântăm. Au fost două săptămâni în urmă Aș da zile și de la ce? Mine. Dar n-a cântat-o el. Nu, mă, nu. Păi eu o cânt. Stai, nu, te grăbi. Altceva, în afară de Aș da zile de la mine, ce mai avem? Te aștept noapte și zi, mâța mea. Mâța mea. Băi, eu când aud de mâța... Mâța mea o cânt. Eu când aud de mâța mea, eu mi-aduc aminte de domnul Vladimir, nu știu de ce, Plahotniuc cu video ăla. Nu știu de ce mâța la mine, mea sună bine. La mine se compară de fiecare dată chestia asta. Mâța mea. Mâța mea tot a fost la noi, mă. Ia să văd ce zice lumea. Mâța mea, ziceai... Dacă vrei, poți să-ți cânt Aladin. Aladin a fost, mă, și Aladin. Fost, da? Eu sunt Aladin, Aladin a fost. Care ziceai tu, mă, primul? Mâța mea. Aș da zile, aș da de la zile mine. De hai, la duceți-vă mine. Și alergați la Aș da zile de la mine. Hai, eu cânt cu voi. Pentru primie, prietenaș, cântați Nașule, măi, Nașule, Lenuța zice. Toate diamantele, Irina zice. Nicu, poți să cânti ceva despre Naș? Cântă de Anaș ca Aș da zile de la mine. Uite, le-am dat teritoriu să facă treaba asta. Eu sunt curios cât de tare n-o să se primească toată. Ion Gonciara acum se dă cu Victor Pancu. Imnul Domnișoară va fi în această seară, Mariana întreabă. Marcel Bandalac, salut băieții, bravo, succes. Hai pisica mea, bun, hai să vedem. Hai să vă aud cu... Iată. Din toate florile din lume, eu doar pe tine te-am ales. Dar ți-o spun cu dure de suflet, căci tu n-ai fost prin interes. Din toate florile din lume, eu doar pe tine te-am ales. Dar ți-o spun cu dure de suflet, căci tu n-ai fost prin interes. Aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine. Își te iubesc la disperare, iar te faci zilele amare. Eu aș da zile de la mine doar o zi să fiu cu tine. Își te iubesc la disperare, zilele amare. Da la 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 la, da la 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 la. Pandemia.
ciu și noaptea mă trezesc cu luna de pe ce vorbesc și îți spun mereu durerea mea. Doarea mă poate va asculta, că ciu și noaptea mă trezesc cu luna de pe ce vorbesc și îți spun mereu durerea mea. Doarea mă poate va asculta. Aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine. Îți te iubesc la disperare, iar tu faci zilele amare. Am mai crezut în tine, iar văd că tu n-ai înțeles. Iubirea mea e adevărată, a ta-i numai prin interes. Ce mult am mai crezut în tine, iar văd că tu n-ai înțeles. Iubirea mea e adevărată, iar tu faci zilele amare. Harta zile de la mine să mai fiu o zi cu tine, că te iubesc la disperare, iar tu faci zilele amare. Aș da zile de la mine Ionuț, măi. Dar tu nu mă crezi. Și faci zilele amare. Bravo. Bravo. Acum trebuie să vină chelnerul să vă aducă nota de plată și să vă duceți toți mai departe la alt club, că clubul ăsta s-o se închide la 10. Asta se numește bacșiș la lăutar. Dați bacșiș, bacșiș, bacșiș. Ioan, mă tem să întreb cum a fost. Dacă sincer, cu emoții, dar nici de prinde. Nu, eu de Diana vorbesc, mă. A, Diana, mișto. E bine, da? Da, aici zicea lumea că te-a pus, ți-o strâns gâtul și... Da, mă tem acasă, ce se... Tu până acasă, tu te emiti după 10, că Diana se transformă după 10. Da, eu sunt vârcolac. Femeie vârcolac. Mă transform în femeie lup. Te vârcolești, caroci, cum o să da, mă vârcolesc. Da, te vârcolești, caroci. Da. Ținem mă vârcolesc ca un colac. Ținem să vă readucem aminte că aveți căsuța aia unde puteți să spuneți prietenilor voștri să intre să voteze, pentru că e important. Exact la orele 9 spunem stop votare. Alo, salut. Boxa e gata, Anato. E boxa e gata. Da, boxa e gata. Tu noi am și uitat. Noi speram tu să nu ne suni. Ei, hai, ce-s Mișa de la Leova? Da. Nu, Mișa de la Leova, nu știu cum și-a stricat, nu știu cum și-a stricat regimul când nici nu a revenit. Eu așteptam să ne spune. De pe care număr ai trimis tu pe WhatsApp? Tot de pe ăsta? Nu, i-am trimis de pe numărul German.
477 la urmă. Hai de mine, 477. Uite, eu îți pun numărul de dată, 069. Nu mai spune că-l văd, gata. Păi uite, este și acolo și acolo. Bine, bine, hai că trec la WhatsApp, mersi. Câtă fericire, niște emoții între în seri de astea. Seara bună, Anatol, fericită, te rog, pe tanti. Hai încă o dată, că el poate nu a pus la boxe la... seara bună, Anatolie, felicitări, te rog, pe tanti Maria, cu vârsta de 71 de ani, din partea vecinilor, fiilor din Franța și Italia. Noi dorim sănătate și toate cele bune, mersi anticipat, așadar, pentru tanti Maria, cu 71. La mulți ani, tanti! Maria, la mulți ani, hai să cântăm în mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la gata, gata, prea multe. Mulți ani. Nu, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Nu se aude că e conectat telefonul. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Salut, bună seara. Cine ești? Mă numesc Dumitru Varaniță, vreau să salut pe Nicu Popa și Ionuț Ghindă, care mă cunosc foarte bine. Salut, Dima. Cât de bine te cunoaște pe tine Nicu Popa? Nu-i cunoaștem. Vreau să le urez mult succes. Sunt băieți foarte bravi. Ionuț Ghindă, salut. E un băiat extraordinar și un băiat punctual. Eu vă ascult din Varșovia, abia am ajuns la drum, m-am oprit și numai dintr-o asta că să-i ascult și să văd emisiunea integral, wow, în live. Mulțumim frumos! Bravo. Mulțumim! Mersi mult! Mersi! Vă doresc mult succes și sunteți niște băieți bravo care foarte rar reușesc să mă văd cu voi și să întorc la voi, dar oricum e dor de voi și vreau să... Zici că-l cunoști pe Nicu Popa bine, da? Ionuț mai bine. Pe Ionuț. Dar Ionuț, te știi? Dacă zici că-l știi pe Ionuț bine, câte alunele are pe corp Ionuț? Mai ales față, pe față. Nu pe față, pe spinare. Mai jos de spinare. Cel mai bine știi soția. Câte alunele are? Acolo, Olesa știi mai bine. Olesa. O să sunăm pe Olesa. Auzi, dar nu-i straniu că știi cum o cheam pe soția ta? Băi, multă lume cunoaște soția. Mi pare foarte straniu. Un om străin din depărtare știi cum o cheamă. Se cunosc, ca să știu. Hai să vă spun că partenerul acestei ore este Dermocosmetica, lider în dermatologia estetică. Această gamă de produse pe care o aveți afișată chiar aici, pe bază de aloe vera, conține un balzam de buze. Uite-l, balzamul, pentru buzele deshidratate și pentru buzele uscate. Toate produsele le găsiți pe pagina dermocosmetica.md, acolo toate detaliile, iar acest program conține plasare de produs. Băi, ce vreau să fac eu e pentru prima dată când am să fac chestia asta, dar sper să nu vă supărați pe mine, dar eu, ca să am o emisiune frumoasă, am să vin la tine, Nicușor. Fugi, Nicu, fugi! Am să vin la tine, Nicușor. Ce vreau să-ți fac eu? Nu știu. Vrea să-ți trag o palmă. Cum crezi? Ce vreau eu să-ți fac? Nici idee nu am. Hai că am eu idei. Telefonul ăsta l-am întors cu ecranul și el nu-l mai întorce înapoi. Nu te mai uiți în el, te rog, în timpul emisiunii. Ești invitat. Creează, te rog, atmosfera asta pentru tine, că o să te uiți în reluare și o să vezi toate. Alo, bună seara! Hai, spune! Alo, spune! Bună seara! Bună seara! Vorbește! Alo. Vorbește, mă! Vorbiți! Bună seara, vă salutăm de Rusia! Bună seara, Rusia! Cine ești tu? Ion Rusu! Ion Rusu din Rusia! Din Rusia, da. Aș vrea să... Numai ce ne-a sunat Gicu Românul din România. Spune! Hai, spune! Aș vrea să felicităm pe cumnata noastră. Îi dorim multă sănătate, bucurie și fericire. Și aș vrea la băietul un cadou muzical pentru ea. Dacă se poate. Am înțeles. Bine, mersi! Mersi! Mulțumim! Bă, Nicule, ai văzut câte mesaje, câte sunete sunt? Repede să trec la WhatsApp, te gândești la ce piesă mergem? Cu ce piesă continuăm? Care, Nicule? Bă, Nicule, ce, da, care? La mulți ani cu sănătate. La mulți ani cu sănătate? Da, să fie pentru La mulți ani cu sănătate o să treceți în alta? O să treci în alta, da?
Da. Mersi mult, sper să aducă rezultate, cineva zice așa. Anatol, salut din Londra, e ziua de naștere, să o sunăm? Nu putem să o sunăm, Nașa Lenuță, din partea finilor Adrian și Mariana, și finuțului micuț Leonardo, Amelia Londra, din suflet. Super tare, baftă în continuare, o seară frumoasă diaspora din Paris, cele mai calde și dulci îmbrățișări, mame mele din Moldova. Sunt alături, vă iubesc, o seară frumoasă diaspora media. Hai, hai cu la mulți ani și pentru tanti, cum o cheamă, Maria, de 71 de ani, da? Hai și la ea. Bună seara, diaspora, salutare, o zi minunată, salut la toți și mult succes în invitațiilor voștri. Bun să fie! Beirut la fel e cu noi, o să începem toată treaba la 3, 2, 1, go băieți! Hai să văd ce face Facebook. Vă sun domnul Anatol. Hai Ioane, zi, Alisa Părcar, ceau, cara. Anatol, dă o farsă, nu faci și azi și farsă. Așa să fie special pentru o toți o magiații, trească la mulți ani. Măi, foaie de casa cara, dacă-i noroc și bună seara, dacă-i noroc și bună seara, da, gospodar din toată țara. Păi am venit cu voie bună, lasă petrecem împreună. Păi am venit cu bucurie, lasă petrec la veselie. La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul pace să ne fie. Păi la mulți ani cu sănătate, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul pace să ne fie. Așa. Pace să ne fie. Măi, la mulți ani cu sănătate, că-i mai bune, că-i mai bune decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul pace să ne fie. Așa. Să ne fie. Ai bine? Aș fi
pentru cei ce sărbătoresc astăzi ziua de naștere, pentru toți sărbătorii să-i trăiască la mulți ani. Așa. Pentru toate nemurelile. Păi bine așa de mesele mele, împrejur cu nemurele. Bine așa de mesele mele, împrejur cu nemurele. Lai 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 la la lai la lai la la lai la 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 la. Salutăm și pe Mihai Falcă, bună seara, mă băiete. Ce faci, cum la tine? Mersi mult că ai intrat. Oh, Diana, e mai veselă cu Sergiu Coser, zice. Spate-ți vinul rece, că au venit prietenii. Noi am vom petrece până mâna a doua zi. Azi e sărbătoare și ne-nveselim. Vinul din pacare să-l golim. Zi mai lăutare, e una mai cu foc. Când de tu mai tare vreau să joc. Să aveți sănătate la mulți ani și să fiți departe de dușmani. Ce iubiți mai mult să vă trăiască, ce doriți acum să împlinească. Pentru mama Dusei Porcari, la mulți ani, la mulți ani, Monica. Ana Olar, Alisa Părgari. Bună seara, fetele, vă văd. Vă văd, fetelor, n-au uitat de voi. Vasile Burcă, bună, mă! Crească diaspora la mulți ani și toată lumea! Friturica-i bună, însă mai întâi gustăm o țucă de prună, mai cu poftă să mâncăm. Azi e sărbătoare și ne-nveselim. Vinul din pacare să-l golim. Zi mai lăutare, una mai cu foc. Când de tot mai tare vreau
se joc. Te pup, Oxana Munteanu, bună seara! Și să fiți departe de dușmani, ce iubiți mai mult să vă trăiască tot ce vă doriți. Bună seara și pentru Sergiu Zacon, vă văd pe toți aici, mă! Salut, mă, copii! Pentru Anatole Melnic, se știe, de la Alisa, cu multă dragoste și pupice. Oamna vin, se scuture salcâmii, au plecat câzacii la război și-au lăsat buchete albe în gare, dragoste și-ntoarcere înapoi. Și-au lăsat buchete albe în gare, dragoste și-ntoarcere înapoi. Dar peste drumul se plimba Catiușa, ochii ei albaștri străluceau. O între fetițe, cum te cheamă? Buzele ei roșii înșopteau. Bine, mă! O între fetițe, cum te cheamă? Buzele ei roșii înșopteau. Sentru soaică mă numesc Catiușa, și-am venit aici la voi pe front, că așa mi-e dat de soarta mie să iubesc băieții care mor. Că așa mi-e dat de soarta mie să iubesc băieții care mor. Mersi, Vasilina! Mersi, Olesia, Oxana, Vasilina, mersi, mă! Liviu Ungureanu, salut, mă! Pentru Victor Velescu, din partea băieților din Bocuzești. Doamna, când se scutură salcâmii, au plecat cezacii la război și-au lăsat buchete albe în gare, dragoste și-ntoarcere înapoi. Și-au lăsat buchete albe în gare, dragoste și-ntoarcere înapoi. Ce să zic eu de voi? Hai, veniți, că avem votare, avem... S-a oprit votarea, apropo, dar avem rezultatele. M-am simțit și eu Catiușa odată în viață, așa de bine. Așa de bine să fii Catiușa. Deja o să-mi schimb numele și în buletin, o să mai fiu Diana, o să fiu Katia. Bună seara, Caterina. Alo. Bună seara. Bună seara, Diana. De unde, doamnă? Melnic, doamna, sunăm de la Moscă. Vrem să fericităm nepoțelul nostru, Anton Cibotari. Da. Cu ziua de naștere, care a plinit 24 de ani. Așa? Ieri. Și cu nașterea fetiței dumnealui. Wow! La mulți ani! Da. Ați văzut nașterea? Ați văzut-o? Ați văzut-o. Ați fost acolo live? Cum e acolo? Descrieți-ne ceva. Cum se întâmplă? Nu, că ei sunt la Moldova, au născut în Moldova. A, adică nu va... Din Moldova, la Ergera. A fost online. Cibotar Anton și Diana. Super, super, super tare. Vrem și noi filmarea, dar mai târziu să trăiască copilul, da? Da. Izabela. Așa o cheamă, Izabel? Frumos. Wow. Da. Nume de regină, Izabel. Frumos. Da. O seară plăcută dumneavoastră. Mersi că ne-am înțeles de minune. Da, vreau să spunem că iubim foarte mult. Și de două de dăși, da, cu tipul de azi, nu putem să revedem. Nu i-am văzut de oameni. Skype, na. Skype is Skype. Facebook. Până atunci, cumva, cu astea ne lămurim. Cu Skype-ul, cu WhatsApp-urile, cu telegramele, da? Și vă mulțumim dumneavoastră foarte mult că sunteți și ne oferiți așa ocazie că să putem să ne aflăm. Mersi, doamnă. Vă cuprinde. Să suntem neamurile noastre, suntem departe. Noi la Moscă, ei la Italia, care la Spania, care la Moldova. V-ați împărțit în toată lumea. Și salutăm la celul meu, Sergiu Banan, care este la Spania, Madrid. Așa. Vă îmbrățișăm și... Nu uitați, când sunați la cineva de psihotare, fășeți în șiudă și arătați cât mai mulți bani. Bun? Când bun, dar... Gata, a plecat. Mănicule, înainte de a trece la votul nostru, care e cea mai vizualizată piesa ta de pe YouTube? Numai tu. Cum e acolo? Numai... Numai tu zilele-mi colorezi, numai asta tu nopțile mă visezi. Un fel de stilul lui Ionel Listrate. Nu, adică mă rog... Da. Stilul ăsta de teenager care cântă, dar în afară de numai tu ăsta, eu am văzut, tu ai ceva despre mamă, vreo 400 și ceva de mii de vizionări, da? Piesa aia e tristă, despre mămică, da? Da, piesa a fost dedicată și este dedicată mamei mele. Așa.
Mama mea a fost și ea plecată 13 ani în Spania. Da. Acum la moment este acasă în Moldova. 13 ani? Da. Foarte eu, mult. Eu n-am văzut-o vreo 6-7 ani deloc. Nici da? Măcar online nu vă vedeați? Prin 2010 undeva. Când au început oamenii să da, socializeze. Pe Skype să ne vedem. Deci mama nu știa ce prostii faci tu aici, da? Știa, normal. Știa de la poliție. Nu, de la Canal 3. De la, da, de la emisiunile celea atunci care... Atunci nu era Canal 3. Nu era, de la emisiunile alea care cu poliția te pune să sufle, nu? Nu de atunci. Nu, eu nu chiar așa de rău. Mămica acum se simte mai bine că ești alături? Da, corect, normal. Că să știi că tu... E aproape de casă și de copii. Nu pot să zic că ești cel mai, dar ești norocos că mămica ta a venit, dar sunt foarte mulți copii, chiar și peste 40 de ani, eu le zic așa copii, care nu și-au văzut mamele de foarte corect. Mult timp. Tocmai de asta eu zic să cântăm o piesă. În piesa asta se cântă de depărtarea de mamă, da? Da. Ok. Hai să dăm o lacrimă pentru mama, da? Da? Voi nu uitați să etichetați mamele voastre în cazul în care aveți plăcerea pe chatul nostru și după vă spun și rezultatul la ceea ce a ieșit din vot, da? Atenție, cum se numește? Te aștept, mamă. Hai, diaspora, hai să plângem puțin, că prea multă bucurie era aici în studio, ceva nu-mi plăcea. Da? Hai, mamelor. Pentru voi. Pentru Alexandra Tican am mândră floare dulce de la Dusea. De când te-am lăsat să pleci într-o casă prea străină, fără raze de lumină. Într-o casă prea străină, fără raze de lumină. Steaua sufletului meu este gândul dar și-aleci. Vocea ta e un ecou ce-l aud în zori din nou. Vocea ta e un ecou ce-l aud în zori din nou. Te așteaptă, mamă, mă suflet plin de dor. Ce-ți cânte durerea sub murmur de izvor. Te așteaptă, mamă, zâmbete curate. Casa părintească, unde ai de toate. Și tot mai multă lume e cu noi și cu mamele noastre. Pentru scumpa mea, mamă Zina Benderski de la Olesea. Privirea ta plină de vis, ca o lumină din abis. O candelă ce luminează, din depărtare mă veghează. O candelă ce luminează, din depărtare mă veghează. Mi-aduc aminte azi mereu de farmecul ceresc al tău. La tine, mamă, mă gândesc, te caut, dar nu te găsesc. La tine, mamă, mă gândesc, te caut, dar nu te găsesc. Te așteaptă, mamă, mă suflet plin de dor. Ce-ți cânte durerea sub murmur de izvor. Te așteaptă, mamă, zâmbete curate. Casa părintească, unde ai de toate. Pentru scumpa mea mămică Emilia de la Moesii Pavel.
pentru Efrosina Ișanu din Doina Cahul, Gicu Cariton. Cânte durerea sub murmur de izvor. Te așteaptă, mamă, zâmbete curate, casa părintească unde ai de toate. Casa părintească unde ai de toate. Pentru mămica cea mai scumpă, Nina Lupacescu de la contul Miere de Albine, ok? Pentru scumpa mea Ludmila de la Veronica Lisnic, foarte tare, foarte tare. Hei, ce ziceam eu, că o să ai ce place la lume, asta putem să ne uităm și după vizualizările pe care le-ai avut până acum. Avem telefon chiar în acest moment, venit din Irlanda, fii atent la apelul ăsta. 3, 2, 1, hai! Hai că-i Moldova. Alo! Bună seara! Bună seara, doamnă! Ce faceți, doamnă? Ce fac? E ca astăzi avem o sărbătorit. Ce ați sărbătorit, doamnă? Un prieten de nostru mă numesc Svetlana Timur din satul Căpriana. Așa. Noi este Timofei. Așa. Și vreau să le felicităm pe Braia Juveteslav cu ziua din nașterii de 36 de ani, multă, multă sănătate, fericire, iubire, stima de cei din jur. Așa. Ce să mai zic, Anatol? O seară frumoasă să petrecem și vouă multă sănătate. Deana și ție, că ești bravo. Mersi foarte mult. Și compania din strâns. Îi ține pe ăștia doi, așa? O inimă de femeie e aici la diaspora. Corect. Vreau să vă dorim mult sănătate și vreau să doresc la prietenul, la soțul meu, dar suntem mai mulți prieteni, poate m-am încurcat. Și dorim multă, multă sănătate, fericire, iubire, stimă și multă, multă sănătate cea mai scumpă din viață. Cred că voi toți sunteți de acord cu mine. Da, da, da. Aș vrea un cântec să cânte pentru scumpa mea soție. El îi dedică soție un mesaj frumos. Pentru scumpa dumneavoastră soție? Nu pentru soția mea. El dedică un dedicat muzical pentru soția lui. Am înțeles. Da, mersi. El are glas acum. Eu un bărbat care are glas în fața femeii este bărbat puternic. Dar nu cumva strigă de sub masă, doamnă? Nu, e la masă. E menino. E legat de masă, eu luat acum ștergarul. Nu, l-am ridicat pe masă. O seară plăcută. Știu eu bărbați din astea care... Da, mulțumim. Care vorbesc tare de sub masă. La voi în casă cine-i cu coșul? Femeia ori bărbatul? Nicu, la tine ce animale sunt în casă? Tu ca ce ești în casă? Eu de zori sunt taur. Taur, da. El e cu coarne. Ok, taur, da. Așa că acum te porți cu soția, cum ești? Uite, dimineața, cum ești tu? Ca ce animal ești tu dimineața? Da. Nu cred că ești ca taurul de dimineață. Dimineața, când te trezești și vezi soția, ca ce ești? Zi-mă un animal. Ca o pisică. Ca o pisică ești, da? Eu credeam ca un motan, dar tu ca pisică. Bun. Când te duci la lucru, ești ca ce? Ca un voinic. Nu, ca un animal, la fel, un animal, zi. Leu. Să-i spunem ca un leu. Ca un leu te duci? Deci te scoli ca un motan, dar te duci ca un leu. Duci ca un leu, dar seara vine de la lucru cum? Când vii de la lucru, ca ce ești? Ca ce animal, mă? Ca o hienă. Ca un câine. Ca un câine. Flământ ca un câine. Și noaptea în pat ești ca un ce animal? Ia că acolo eu cred că e ca un taur, nu? Ca ce animal, mă, dacă vii ca un câine la lucru? Ca ce animal ești noaptea în pat, mă? Hai, Nicule, zi. Aici nu pot să-ți spun. Ei, cum nu pot să-ți spun? Hai că-ți sunăm soția, zi mai bine tu. Dar zi o dată. Zi un animal, repede. Hai. Ca un lup. Ca un lup. Ia uite.
Ia, ce bine sună. Cum, cum puteți să vă transformați din câine în lup? Seara doar Nicu știe. Întrebați-l pe el, da. Am să intru pe Google să văd cum lupii dorm noaptea. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Cine sunteți? Salut, mă numesc Iuri, iarăși New York, onătul vă deranjează. Ola la, tocmai din New York. Vorbește repede că o să te scoată cineva. Vă doresc sănătate. Mulțumim. Mult noroc și aș vrea prin Nicu Popa să-l felicit pe Sergiu Jalbă. El îl cunoaște. Da, și da, da. Pentru Sergiu, o piesă, săptămâna asta a fost pe Maghiar. Corect. Te rog frumos, o piesă bună pentru domnul Sergiu. Facem. Mulțumesc! Da, o seară bună, sănătate, tuturor, salutări care mă cunosc! Iuri, prietenii sunt! În sfârșit am avut o legătură cu cineva de peste hotare cap-coadă. Gata, avem rezultatele. Asta e bine. Asta e bine, avem rezultatele. Deci lumea a trebuit să voteze dintre Ghenadie Gâscă, dintre Butoiaș și formația Doi Frați. Avem rezultatele! Și rezultatele sunt în felul următor. Cel mai greu lucru. Când aștepți. Acum depinde, da. Ai, dar eu știu cine. Tu știi, dar tu ce ești? Ficiorul lui Vanga. Tu cine crezi că, că vine? Doi frați. Ia zi, zi, Ionuț. Ariel acolo ceva. Cine, cine? Omul. Eu? Nu, Doi Frați. Doi Frați, are ceva acolo și crezi că o bătu, da? Tu, Nicușor, cine crezi că vine luni? Tot cred că Doi Frați. Da? Dar ei chiar-s frați? Nu. Doar așa se numesc sau ce? Da? Da. Interesant. Hai să vedem. Deci, cineva are 245 de voturi. Bine, bine. Cineva are 489. Da, aș vrea să mă greșesc. Și cineva are 505. Deci de-aia vă spun, nu vă... Deci 245, 489 și 505 voturi. Cât au fost de, 1000 de voturi împărțite la 3. Cât de aproape? Mm-hmm. Oare cine a câștigat? Aflăm după Irlanda. Bună seara! Bună seara! Salut, salut Irlanda! Salut, salut! Ce faceți? Facem bine! Vrem să dăm o indicație muzicală pentru tatăl meu, astăzi se împlinește 63 de ani. Așa. Dar vreau Ion Ghind să cânte pe Jiu la Ionic acolo. O să cânte? Pe Jiu. Să cânte, da? Da. Pe mort nu poate. Okay. Să cânte doar pe Jiu, da? Nu, el poate și pe mort, poate și pe Jiu. O să căutăm un Jiu aici în studio, o să cânte pe el. Eu știu expresie, să moară mortul dacă nu o să cânte pe Jiu. Vreau să cânte Ion când... Foarte frumos cânt. Da, noi știm. Mersi, cântă, frumos. Cântă bine, cu degețelele facem minuni. Facem minuni, da. Mm-hmm. Deci... Salutări de la Valiera, de la Irlanda. Mersi. Salut, salut. Super, la revedere. Mersi. Deci, doamnelor și domnilor, 245, 489 și 505, iar lunea viitoare vine... Așa face tot timpul. Vine doi, da? Vine! Anatol, să ieșim? Rămâi singur! Ok, atenție! Deci, Ghenadie Gâscă sau Butoiaș sau Doi Frați, vine luni! Formația Butoiaș vine lunea viitoare. Bravo, felicitări. Felicitări. Doamne, formația cât, Butoiaș. Sincer vă spun cât agitație era pe Facebook-ul ăsta. În comentarii foarte multă lume a scris formația Butoiaș înainte să fie dat sondajul, înainte să fie făcut voting-ul. Da, Butoiaș are 505. A avut întâietate, Doi da. Frați 489. Hai să sunăm. Cine sunt Butoiașii ăștia? Uite, lumea se bucură, ura! Igor Golban și cu Vlad Mărendici. Apoi Igor cu Ivan se bucură pe chatul nostru. Ei doi, da. Hai să-i sunăm. Hai să-i sunăm. Cum îl cheamă, mă? Igor.
Igor, Igor Butoiaș? Da. Igor Golban. Golban. Da. Bună. Ai, așa un răspuns de parcă nu știi cine îl sună, știi? Nu, știu tare bine, m-am uitat am un live. Așa un răspuns. Bună seara. Așa un răspuns un fel de cine. Bună seara. Bună seara, Igor. Cine mă deranjează la ora asta? Salut, Igor, ce faci, cum ești? Salut la toți acolo din emisie direct, îl salut pe Nicușor, salut. Care ne-a propus pe noi, pe Ionică, Ghendă, prietenul meu, salut. Pe Diana și pe tine, Anatol. Spune-mi, te rog, ce înseamnă formația Butoiaș, de când sunteți voi pe piață? Ia că mi-a dat o întrebare care trebuie să mă gândesc. Da, voi... Voi ați făcut formația asta, voi sunteți foști membri din alte trupe, da? Din alte... La, atunci, când ați fim la dumneavoastră, nu știu să discutăm. Apoi nu, dar e drept ce se discută că cineva din... Eu la Ciuciuleni, cu mătrul meu, Vladislav Mărândici de la Telenești, acolo e... E grup serioasă, da? Nu, nu mai e serioasă, ai lăsat zele. Cât sunteți, domnul, în compania asta? Trei oameni? Dar eu înțeles că cine din voi trei au fost în Codreni, în trupa asta Codreni? Niciunul? Nu, niciunul nu a fost. Eu sunt coleg de clasă cu Nicolae Geanga. A, să știu. Din formația Codreni. Nicolae Geanga. Dar Codreni mai sunt? Nicolae Geanga. Ionic, Nicușor, eu știi că dânsă. Codreni nu mai sunt. Mm-hmm. Ei mai sunt, dar cum se poate. Dacă cealaltă întreagă, eu o să-i propun pe de. Am înțeles. Bun, atunci nu-mi rămâne decât să vă întreb dacă veniți luni, ca să știm, să ne pregătim sau... Venim 100%. Wow, super, vă așteptăm, aplauze. Felicitări, Butoiaș, vă așteptăm cu drag. O seară plăcută, mersi că ați răspuns. Mulțumim. Rămâneți cu noi în continuare, pentru că diaspora este nu doar pe frecvențele 92,8, dar este și online acum live pe Facebook, dar și pe aplicație. Mesajul nostru în adresa tuturor dumneavoastră, celor din Republica Moldova și celor de peste hotare, este să participe activ pe patreon.com, să ne ajute, să ne susțină cu cât e posibil. De asemenea, aveți la dispoziție contul bancar unde puteți arunca atât cât vă lasă inima. Sperăm că mesajul meu să fie auzit, plauzibil, și vă îndemnăm în continuare să rămâneți în compania invitaților noștri. Bună seara, Diaspora, o piesă pentru șoferi de pe comunitate. Încă un mesaj, încă vin mesaje pentru Iuliana Beregoi. Vreau să felicit pe mama Olga, sat cu rot, că este ziua ei, de la fiica din Israel. Uite așa mesaj. Băi, am un cumătru, e cam verde, s-ar primi cu el o farsă. Un alt mesaj, scrie-mi poi mâine. Mâine sunt 70% posibil, sau poate mai mult, dar trebuie să discut. Mâine vine o altă persoană pe care voi intrați la el în live-uri și l-ascultați, el își expune părerea social-politico-cultural pe Facebook. E vorba de un personaj care l-am întâlnit zilele astea pe rețelele de socializare. E apreciat, se uită multă lume la el. Despre cine este vorba, vă anunț după 22, cred, pe pagina de Instagram a mea și a Diasporei. Da? O să aflați, trebuie să concretizăm încă o dată. Dar este un bărbat care are cap, știi ce spune, aflăm după 10. Hai băieți, ce cântăm? Ce cântăm? Niște sârbe? Da, facem o sârbă. Hai, dă-le sârba. Protului. Hei, hai, tri-li-li-li-da, Moldovan ca mine noi, pușca e încărcat prin voi, măi, tri-li-li-li-li-da. Hei, hai, tri-li-li-li-da, doar n-o fac rău nimănui, de-i pace saulului, măi, la rai, li-li-li-li-da. Hai, hai!
niște bambode lăsați, să trăim ca niște frați. Ei, hai, trilililidai, moldovan ca mine e noi, ușca e gărgată, voi măi trilililididai. Ei, hai, trilililidai, moldovan ca mine e noi, ușca e gărgată, voi măi trilililididai. De la Cristiano. Ce mai avem aici? Vladimir Tăcilă, Fedor Starciuc, Sergei Timuș, Vrea Domnișoara, pentru Larisa Porcar de la Dulcea. Și-am avut și eu un sucru și-a murit toate norocul. Soacre mea de bucurie s-a distrat în veselie. Și-am avut și eu un sucru și-a murit toate norocul. Soacră mea de bucurie s-a distrat în veselie. Iagădai, 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 gata, ia mâine căruța mea. Iagădai, 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 gata, ipăi, hopăi, stai, căruță cu cai. Iagădai, 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 gata, ia mâine căruța ta. Iagădai, 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 gata, ipăi, hopăi, stai, căruță cu cai. Mă, da, de, ai ceva de depărtare de diasporă, de, de asta. De asta în care... Hmm? Dar mie îmi place, știi ce am observat, știi ce am observat la tine? Foarte, foarte frumos zâmbești, zâmbiți. Când cânt așa mai de tristețe, mai de inimă, nu știu, așa se schimbă și la față. Știi? De străinătate, ai ceva? Care e preferata ta de străinătate? Nu că e preferat, dar... Care o poți cel mai bine a cânta? Care ți-i la suflet, ți-i la inimă? Hai facem ceva de străinătate, de formația Codrenii tot. De la Codrenii? Da. Ai ceva de la Codrenii? Dacă când zici Codrenii, asta înseamnă că e ceva vechi, da? Da. Hai să auzim de Codrenii. Asta vroiam să aud de la voi. De străinătate. Să trăiască Bocioiu, familia Tritican, Ion, Dusea, Porcari. Bravo băieții, dați-i foială, bravo băieții de azi, frumoși cântă. Lenuța Emilian, bună seara. Octavian zice că, Octavian Rodica zice toate vechiturile le cântă. Ăsta e și cam scopul serilor de luni, așa și se intitulează, e muzica aia, știi de aia? Muzica veche. Bună seara. Bună seara! Dă-te rog volumul încet la radio. Nu putem să te luăm. Alo? Scuze-ne, nu putem să... Când ne sunați, nu ascultați de la calculator. Hai, Nicule, ne pregătim. Hai că luăm telefonul ăsta.
Alo, bună seara. Așa și se titulează, e muzica. Alo. Muzica vechi. Bună seara. Bună seara. Dați volumul încet acolo, seara, că să nu ne auzim noi. Da, da, cer scuze. Bună seara. Bună. La toată lumea. Sper că măcar de data asta Anatolie nu mă închis ca data trecută. Of, Doamne. Diana de la Italia. Diana cu Petru, îi salut pe Ionuț și pe... La ce voce ai, te-aș închide încă o dată. Dar te-aș închide mamă mia. Într-un palat. Nu, că vorbesc de... Într-un palat cu aur. Nu. Măi, Anatoliu, nu-ți trebuiască, care trei copii, măi, lasă, du-te acasă la tine. Ce dacă am fi eu unul? Felicitări la băieți din astăzi seară, Nicușor, Ionuț Ghendă. Formația cu mătri vă urează succes, să vă țineți tari, să fiți băieți bravi. Așa cum ați fost permanent. Noi vă ascultăm cu mare drag și vă spunem succes din toată inima. Mulțumim frumos. Mulțumim, mulțumim. Nicu, voi de cât timp cântați, de câți ani? În general. Am înțeles. Bun. Din 2004. Din 2004 asta ar fi 15 ani de deci, zi. Da, băieții cântă. Băieții cântă de mult. De mult, da, 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 da. Felicitări și Ionuț, care nu de mult o fetiță, o superbă fetiță. A, ți-a născut nevasta și tu taci. Mersi, mersi. De-aia ai venit cu vin la noi, ca să servim. Așa. Ok, băieți, succes! Diana și ție mult noroc. Mulțumesc. Tot Diana vorbește cu tine. Da, știu, știu. Diana... Dar eu sunt cu doi din N. Diana! Da, salutări, da, Anatolie. Salutări, da. Salutări la copiii noștri. La revedere! Ce ziceai de străinătate? Te ascultăm!
ce ziceam eu, a? Acum, dacă crezi că nu o să-ți cânti piesa ta la sfârșit, să știi că o să-ți cânti aia cu care ai vizualizări multe, cea mai, cele mai multe, numai tu, da? Aia, ai făcut-o, o să termin seara cu piesa aia, da? Cu ea. Tu te-ai votat săptămâna trecută, nu? Da, corect. Te-ai votat. Și cine ce modest! Cine te-a mai votat? Sincer, nu pot să spun. Nu poți să-mi zici pentru că este că nu știu. E strict secret. Noi avem aici voturile de săptămâna trecută și vedem următoarele, că săptămâna trecută 300 de voturi au venit de pe același cont. Tu ești hacker sau? Eu sunt șocat. Noi toți suntem șocați pentru că aici ne dă IP-ul telefonului tău. A meu? Da, da. Un cadou muzical, vă rog, pentru soția lui Valeriu. Ai, pentru soția lui Valeriu Stoianov din formația Danco. Mariana Stoianov cu ziua de naștere. Ce bravo sunt și cei de la formația Danco. Da, și de la cumătrii Ion și Alexandra din Băcioi. Uite, la așa mulți ani din partea diasporei, la mulți ani! Ion Tican, la Alexandra. Da, Alexandra și Ion Tican. Să fie pentru Mariana Stoianov. Da, încă uite, pe mine m-a sunat săptămâna trecută la niște carne, dar n-am avut timpul ăla cu familia, că era să plec. Salutări, așadar, hai să vedem, bună, bună, ești adevărata, nu, la mulți ani. Fericii orașului nostru scump, Partion, părinții îl iubesc mult, încă un mesaj care vine. Salut, Anatol, nepoțelul meu, Vladislav Naclițchi din Floriești, cu 13 anișori. Sănătate, noroc în viață, nana Nina, Ina, îl iubește foarte mult din partea mătușei Ina Chilare. Ce cântăm? Te-ai gândit? Da. Bă, dar tu ești emotiv la ale tale. Eu am observat. Tu așa, în realitate, când nu, înainte de emisiune, tu erai așa, lejer, stăteai. Cum s-a început emisiunea, cum ai început a scoate adrenalina? Nu, trebuie de lucrat. Trebuie de lucrat. Tu când lucrezi ai emoții? Poate el nu vrea să cânte. Tu nu vrei să cânti, tu vrei să te joci în jumătate? Nu. No. Vrei vreo farsă să faci sau ceva, nu? Nu sunt bun de față. Nu ești bun. Ce muzică ascultăm pentru toți? Uistradă. Uistradă? Da. Așa, cum se cheamă? Cineva te iubește. Cineva te iubește. Wow. Hai, zi de piesa asta, cine a scris-o, de unde? Mihai Macaru, text și muzică, aranjamentul Mihai. Și Mihai eu cânt. Macaru, știu când, cine te iubește. Așa. E o piesă de câte sute de ani? Nu, e o piesă acum recent, proaspătă, scoasă. Wow, păi e o premieră aici la diaspora. Doamne, premieră, doamne, wow. Cine te iubește, asta e, uite, asta e denumire bună de piesă. Asta te duce direct spre Eurovision. Hai la scenă. Te duce spre cine? Da. Spre Filip Kirkorov. Te duce imediat, da? Hai să vedem. Etichetați-l, vă rog, cineva pe Filip Kirkorov, pentru că cine te iubește e un răspuns al lui Nicu Popa, Natalia Gurdienko. Atenție. Stai. Nu porni încă muzica. 3, 2, 1, poți să dai. Ia? E stradă, mă. Ce-mi plac mie stradele. Cine te iubește? Tu te joci acolo în calculator? Nu, închide Super Mario. Wow! Wow! Hai, Nicușoare! Fă-o și pe asta! Bravo, Nico, zice Ana Guțu! Dă-i! Pentru nașul meu de la Ina Baxan, Mariana Sonin, Lucia Leancă, Filip Kirkorov este etichetat Filip, e în live nostru. Ne-am cunoscut primăvară, era grengurile înflorise, te-ai alipit lângă inima mea, credeam că sunt doar vise. Sărut îmbătător, cineva te iubește, și-ar vrea să știi. Cineva te iubește,
toate sunt pentru tine. Zâmbetul care prin ani îl duci, astăzi e doar la mine. Când nu ești alături, mă simt sărac, nici soarele nu apune. O seară cu tine înseamnă un veac, o noapte e o minune. Cineva te iubește și-ar vrea să știi, cineva te iubește oriunde ai fi. Cineva te iubește și-n inima ta, cineva te iubește, e dragostea mea. Cineva te iubește și-ar vrea să știi, cineva te iubește oriunde ai fi. Cineva te iubește și-n inima ta, cineva te iubește, e dragostea mea. Pentru Ialoveni Corotca, un cadou pentru Dusea de la Alexandra. Cineva te iubește. Chemați formația Dragoste, formația Dragoste nu vrea să vină. Cineva te iubește, e dragostea mea. Cineva te iubește și-ar vrea să știi, cineva te iubește oriunde ai fi. Cineva te iubește și-n inima ta, cineva te iubește, e dragostea mea. Cineva te iubește și-ar vrea să știi, cineva te iubește oriunde ai fi. Cineva te iubește și-n inima ta, cineva te iubește, e dragostea mea. Cineva te iubește și-ar vrea să știi, cineva te iubește oriunde ai fi. Cineva te iubește și-n inima ta, cineva te iubește, e dragostea mea. Ne pregătim de o manea de la Nea Ion să vină, a? Pentru Victor Străliciuc, care se află în Irlanda. Ziceam eu că faceți rocada repede ca la șah. Vreau să faceți rocada, nu o să vorbim nimic, doar vreau să fac, cum s-ar zice, o schimbare. Intră Messi în locul lui Ronaldo în minutul... În minutul 88, o să cânte o manea foarte veche, da? Cum se numește maneaua? Spune la microfon că te auzi. Dintr-o mie de femei. Dintr-o mie de femei. Ia, ia auzi, vreau să aud pe asta. Ochii tăi și gura ta mă trezesc din somn noaptea. Au dintr-o mie de femei, n-am niciuna ochii tăi. Ochii tăi și gura ta mă trezesc din somn noaptea. Dar ce frumos ești atunci când zâmbești. Te port mereu în gândul meu, te iubesc. Ce frumos e atunci când zâmbești. Te port mereu în gândul meu, te iubesc, te iubesc doare. La 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 la. Orice mi s-a întâmplat, orice mi s-a întâmplat, dar nu te împart cu altcineva. La 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 la. Orice mi s-a întâmplat, orice mi s-a întâmplat, nu te împart cu altcineva. Thank you.
o poză de la tine și o port mai cu mine. De când poza ta o port, jur că am mai mult noroc. Am o poză de la tine și o port mai cu mine. De când poza ta o port, dar jur că am mai mult noroc. Ce frumoasă ești atunci când zâmbești, te port mereu în gândul meu, te iubesc, te iubesc tare. Ce frumoasă ești atunci când zâmbești, te port mereu în gândul meu, te iubesc, te iubesc tare. La 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 la. Orice mi s-a întâmplat, orice mi s-a întâmplat, nu te împart cu altcineva. La 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 la. Orice mi s-a întâmplat, orice mi s-a întâmplat, dar nu te împart cu altcineva. Yeah, yeah. Niciodată n-am iubit și tot timpul am mințit. Dar jur cu adevărat, jur că tu mi-ai pus capăt. Niciodată n-am iubit și tot timpul am mințit. Dar jur cu adevărat, jur că tu mi-ai pus capăt. Ce frumoasă atunci când zâmbești, la la la, te port mereu în gândul meu, te iubesc, te iubesc tare. Ce frumoasă e atunci când zâmbești, te port mereu în gândul meu, te iubesc, te iubesc tare. Da-i la 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 la. Orice mi s-a întâmplat, orice mi s-a întâmplat, dar nu te împart cu altcineva. Da-la-la-la-la-la-la. Da, orice mi s-a întâmplat, orice mi s-a întâmplat, dar nu te împart cu altcineva. Dar nu te împart cu altcineva. Yeah! Nicule, care tare de tot! Hai, spuneți la lume ce vreți. Ce vreți să ziceți la lume? Pentru că după aia o să treci cu ultima și s-a terminat. Și cam atât a fost pe azi, povestea. Hai, zi cum a fost. În primul și în primul rând vreau să spun la lume multă sănătate. Da. Să-i apere Dumnezeu de toată ciuma asta și de toată pandemia. Da. Și să ne ajute Dumnezeu cât mai repede să trecem de toate chestiile astea. În rest, sănătate, putere, răbdare și toate cele bune. Mă, da, voi ăștia care sursa de existență numărul 1 sunt petrecerile. Voi descurcați greu acum, e perioada aia mai grea, da? Da. Da? Păi și ce faceți? Furați unul de la altul, ce faceți? Nu, furăm, eu... Cu ce te-ai ocupat tu? Coletele de la Anglia și de la Italia. Le aduci? Nu, eu le repartizez aici pe loc. El le fură. Mm-hmm. El le fură. Da, umble la ele? Nu. Păi, dar de unde crezi că e cămașa asta? Dar mă gândesc și eu că e așa, arată bine. Tu, Ionuț? Ce faci? Cum spun eu, bă? Am și eu niște îngeri păzitori care e ca... Ce sor așa, mama îi cheamă. Mm-hmm. Și în pandemie la... Evenimente. Casele lor... Mai mult pe acasă, prin o gradă sau așa, chiar... Pe, chiar așa, 2, 3, 4 oameni, da, da. Ne descurcăm și ori mergem înainte. Să-l dai Dumnezeu sănătate. Știi, băieță, da. Și ne grăiesc eu. Am înțeles, vă susțineți unul pe altul, da, e foarte important. Și ce dorești diasporei? Mult sănătate, în primul rând.
doar sănătate. Dacă este sănătate, le facem pe toate. Așa e. Sănătate. Nicule, îți mulțumesc mult că ai venit și am o rugăminte la tine. Foarte curând eu trebuie să primesc un coleg din Italia, nu-mi blândă, îți rog. Adu-mi-l mie. Ce vine pentru Anatol, dă-mi mie. Bine? Ok. Nu poți să-l dai, că acolo e primul pachet care trebuie să sară ceva din dâns, adică poți să-l dai. Ultima piesă e cu Mike Stai, da? Vreau să da, spun. Ce? Și... numai tu ai zis. A, sau numai cer tu, scuze. Da. Eu, prin intermediul dumneavoastră, cu mult drag, vreau să felicit familia mea, da, iubită, copilașul meu și... Te la camera aia. Așa, la aia. Așa. Și toate rudele, toți prietenii care mă cunosc, vă dau un salut din partea mea și mult sănătate. Vă iubim. Mulțumim. Ceea ce am vrut noi și scopul nostru s-a realizat. Încă o dată am adus oameni simpli, oameni modești, dar cu inimă mare, așa cum ați spus. Și foarte voi talentați. Mulțumim foarte. Vă mulțumim că faceți alți oameni fericiți. Hai la muzică, vă pupăm. Diaspora astăzi a fost cu voi. Mulțumim mult din suflet că ați venit. Prieteni, țin să vă readuc aminte că mâine seară ne așteaptă un om pe care voi îl urmăriți pe Facebook, un om care vorbește. Marți despre și cu, mai știți voi, cu activiști. El nu știu, nu cred că e activist. E și el într-un fel, dar mai mult prin live-uri. E un om pe care îl urmăriți majoritatea din voi. În cazul în care nu știți, o să-l cunoașteți mâine, are ce spune, o să vedeți din anunțurile noastre, cum spuneam, și pe Instagram, și pe Facebook, da? V-am pupat pe toată lumea, Nicușor, lumea te-a ales, noi te-am adus, săptămâna viitoare vine Butoiașul, let's go! Și în primul rând mi-a venit un mesaj din partea lui Alexandru Munteanu, Picu, cine îl cunoaște, m-a rugat să dedic și o melodie în special pentru scumpa lui fetiță, că astăzi este ziua ei de naștere, să fie la mulți ani, să fie sănătoasă.
numai tu.